Alexandru Duma, pictor reporter în primul război mondial, partea 1. Cei mai mulți dintre noi știu cum a fost în războiul de independență din 1877 din tablourile lui Grigorescu. Un tablou asemănător al primului război mondial îl putem descoperi în schițele rămase de pe frontul de vest al primului război mondial de la ruda mea, pictorul băimărean Alexandru Duma, căzut în acel război. Iată cum explică însemnătatea istorică a descoperirii acestor schițe academicianul istoric profesorul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române. Citez, acesta nu a fost doar un artist talentat a cărui viață s-a frânt mult prea repede, ci un cronicar de front inedit, participant la Marele Război. Din cufărul familiei, pun la dispoziție acum, la 100 de ani de la întregirea țării, o parte din cronica pictată moștenită, ca o sursă de documente inedite, dar și de satisfacții intelectuale. Astăzi, arme și militari. Ca și eroul lui Rebreanu, ardelenii au fost forțați în acel război să lupte pentru împăratul Austriei. Sergentul Alexandru Duma, având, se pare, funcția de corespondent de război.